Moment important pentru tânăra organizație Rotary din Reghin. Clubul, care a luat ființă în această vară prin afilierea la Rotary International în cadrul districtului 2241 România, Republica Moldova, a ajuns la clipa cartării. Evenimentul este programat pentru vineri 26 octombrie de la ora 18 la Casa de Cultură Eugen Nicoară. Pentru a-și dovedi deschiderea față de public, organizatorii ceremoniei de la Reghin se vor întâlni și cu reprezentanții presei în cadrul unei conferințe, ce va preceda ceremonia de cartare. În prezent, clubul Rotary din Reghin numără aproximativ 30 de membri, persoane care activează în diferite domenii și care se bucură de o imagine bună, de o moralitate fără cusur. Sunt persoane sufletiste, care au aderat de bună voie și cu bună credință la principiile Rotary International. Cu o viziune modernă și un istoric bogat în activități pentru comunitate și care doresc să aducă un suflu nou în mișcarea rotariană, mureșeană și românească.